deschidem lucrările ședinței ordinare de astăzi și o dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta. Dar numai o secundă. Vă spun procesele verbale. Eu am, dacă de le-am dat acum, dumneavoastră, eu zic să le supunem aprobării, să aveți timp să le... Așa, în ședința următoare. Exact. Dacă aveți vreo completare... Da, dacă aveți ceva de obiecții la ele, sau... Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Înainte de a prezenta ordinea de zi, avem un invitat, domnul doctor, Zila Rățel, și cu bunăvoința noastră și... Lăsăm să vorbească el care ce vrea să spune, să nu stea toată ședința, dacă suntem de acord și după aia să începem. Da, dar rămâne, bună ziua, să vă împărgăm. Am două rugăminți la dumneavoastră. Una la mână, aș prefera să nu fie filmarea, pentru că nu ține de ședința dumneavoastră. Deci, și dacă poate și domnul gândea, este foarte bine. Dacă doriți, s-ar putea să nu ieșiți, să ieși un pic și fonat dumneavoastră, mă rog, asta nu e o problemă. Nu poate. Din punctul meu de vedere. A doua chestie pe care vreau să vă rog să-mi permită să iau și eu loc, că nu cred că suntem într-o sală de judecată și... Da, și da, 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 da. Mulțumesc. Am venit să îmi expun și eu punctele de vedere, pentru că au ajuns la urechile mele o serie de discuții referitor la activitatea mea aici, la dumneavoastră, în comun. Dați-mi voie să vă spun, domnule consilier Gângă, faptul că vreau să faceți niște afirmații pe care nu puteți să le susțineți foarte clar. Și o să vă dau și explicația. Imediat, într-adevăr, pot să-mi susțin punctul de vedere, nu ca dumneavoastră. M-ați acuzat în ședința trecută sau acum două, trei ședințe, că din punctul dumneavoastră de vedere, sunt o persoană pe interes venit aici. Să vă fac un calcul matematic scurt. Am o listă de aproximativ 900 până într-o 1000 de oameni, am o listă. Oameni, persoane înscrise la mine, de aici, din comuna dumneavoastră. Atât de la Schip Frumoasa, cât și de la Balcan. Din acest număr de 1000 de persoane, circa 750-800, să spunem că sunt asigurate. Am înscris și persoane neasigurate, pentru că în momentul în care vor reuși să se asigure, să beneficieze și ei fără niciun fel de problemă de servicii medicale. Prima chestie pe care vreau să vă zic este faptul că această listă am reușit să o fac pe parcursul a 2-3 luni. Deci nici într-un caz eu n-am preluat de la casa de asigurări. Pentru că nu exista posibilitatea, n-am preluat de la casa de asigurări totodată. Este o legislație la noi în care spune că persoana, după ce este înscrisă o lună de zile până în momentul în care este validată pe lista medicului respectiv, deci eu vreau să vă înscrieți la mine, să zic astăzi 14 februarie, da? Trimit la casa de asigurări lista pe data de 1, după data de 1, când fac raportarea la casa de asigurări, de-abia după data de 25-26 martie, mie mi este pacientul validat pe listă. Și de-abia în momentul ăla, el ar trebui să primească servicii medicale gratuite. În speță rețete, bilete de trimit. Nu am pus problema niciodată așa, nu aici la dumneavoastră, niciunde. Puțin dintre colegii mei fac treaba asta. Am dat serviciile medicale în momentul în care l-am înscris. A avut nevoie, s-a înscris la mine și a avut nevoie de un bilet de trimitere, deci n-au trecut nici măcar 24 de ore și persoana respectivă a primit serviciul medical. Deci am zis că dumneavoastră faceți niște afirmații gratuite prin faptul că mi-ați spus că sunt o persoană pe interes. Haideți să vă fac un calcul simplu. La copiii 0 până la 4 ani și pensionarii peste 65 de ani, în nivelul asigurării de sănătate de la noi din țară, sunt cotați, ca să pot să spun așa, cu 11,2 puncte pe an. De la 5 ani până la 65 de ani, au 7,2 puncte pe an. Asta înseamnă o medie, dacă ar fi să punem o medie, asta ar fi o medie de 9,2 puncte. La 800 de oameni înscriși în listă, asigurați în listă, asta înseamnă 7200 de puncte într-un an. Împărțit la 12 luni sunt 600 de puncte. Valoarea unui punct la ora actuală la noi este de 7,8 lei. Dacă faceți un calcul matematic simplu, are și cam 4800 de lei pe lună. Hai să spunem un rotund de 5000. Pentru asistentă eu plătesc 3000 de lei. Atâta este
salariul și banii în mână, ce-i rămân? Cheltuielile mele, în completă, sunt 3.000. Am două persoane care asigură curățenia, care primesc câte 400 de lei pe lună fiecare. Mulțumită bunăvoinței primăriei, nu plătesc lumină, nu plătesc lemne, nu plătesc telefonul sau internet. Nu că n-am telefon fix, internet. Da? Deci este vorba de o sumă de 3.800 de lei. Dacă punem în calcul transportul meu, care este vorba de 100 de kilometri dus întors, o dată pe săptămână, dacă vin, s-ar mai face un 200-200 și ceva de lei pe lună. Plus rețetele, plus tionerul pentru imprimantă, asta înseamnă că eu aș rămâne cu un 600-700 de lei pe lună. Hai să spunem, mult 1000 de lei. Hai să fac o afacere cu dumneavoastră. Dacă tot a zis că sunt o persoană pe interes, vă rog frumos să-mi dați voie să-mi expun. După ce terminați, o să-i termine. Vă rog frumos să-mi expun, să-mi dați voie mie. Și ați mai afirmat, am înțeles că eu n-am Facebook, eu nu mă bălătăresc pe Facebook. Din punctul meu de vedere, Facebook este un mod foarte ușor de a arunca cu noroi în oameni. Și foarte mulți spun votul la treaba asta. Este treaba fiecăruia. Eu nu am Facebook, eu prefer să discut cu omul în față, că de asta suntem oameni. Nu prin telefon și asta, da? Și ați afirmat, am înțeles că fac afaceri cu domnul primar, dăm barabara. Ai primit vreun bar? Nea primar de la mine? Domnul doctor, arătați ce dovadă a afirmat. Nu, chiar așa. Ați afirmat că sunt o persoană, sunt o persoană pe interes. Ați afirmat sau nu în ședință? Sunt o persoană pe interes din punctul dumneavoastră de vedere și vă susțineți. O să vă răspund. Foarte. Așa. În clipa în care eu am venit în coace, în aprilie anul trecut, n-am un an și, așa cum ați spus, am un an și de când am venit. Prima în care am venit în aprilie anul trecut, eu am plătit circa 7.000 de lei, între 7 și 8.000 de lei pe laptop, pe două imprimante pe care le-am adus, pe tot ceea ce a fost necesar. Pe semnătură electronică, mai departe, mi-am făcut a doua semnătură electronică pentru programul respectiv, bani pe care, hai să spunem că acum am reușit și eu să mi-i recuperez. Da? Așa. O altă afirmație pe care ați făcut-o dumneavoastră. Deci nu am nimic personal cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți personal cu mine. Eu nu am absolut nimic personal cu dumneavoastră. Vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit. Da? A doua problemă. Ați venit, a doua minciunică. Ați intrat în cabinet cu telefonul înregistrând și ați spus, nu filmez, doamna mea. Ați filmat întâi o persoanele care erau copiii Țepeș, care erau pe hol. Popa Iscu, care era, uite, întâmplător știu și pacienții, care era în cabinetul medical, Mihaela v-a spus să nu filmați. Nu filmez, nu, pe cuvântul meu de onoare, nu vă filmez, am venit doar să întreb de domnul doctor. Dar telefonul era deschis. Și filmați pe jos, pe undeva, pe perete, pe toate astea. Iarăși o chestie, da? Nu aveți dreptul să filmați într-o încăpere. Bun, nu este punctul meu de lucru, într-adevăr, și este un spațiu destinat consultațiilor pentru pacienți, pus la dispoziție de către primărie. Deci pe chestia asta n-am ce să vă spun. Treaba dumneavoastră, puteți veni și filma. Dar să ne comportăm ca niște copii de clasa a 3-a, a 4-a, să întrebăm doi oameni pe stradă. Ați văzut lucruri vreodată? Au venit lucruri vreodată pe aici? Nu știu cum să zic. Dar chiar ne coborăm micuți de tot la niște chestii de genul ăsta. Nu m-ați solicitat niciodată să vin să discut cu dumneavoastră. V-ați dus cu jalba în proțap la prefectură. Și domnul prefect a înțeagat să dea asigură că eu nu vin la program. Da? V-ați scos. Ați cerut să vin la program ca măcar o dată pe săptămână să fiu la rățeni. N-ați spus nimic de frumos. Cei de aici de la Frumoasă, că mare majoritate sunt romi, ăștia nu contează. Rățeni nu contează. Dumneavoastră sunteți consilier ales al Comunei Balcani, nu al satului Rățeni. Dacă aveți Consiliul Local Rățeni, mergeți acolo și faceți-vă acolo programul. Un consilier local este pentru toată comunitatea. Că dumneavoastră reprezentați Rățeniu, este cu totul și cu totul altceva. Că dumneavoastră aduceți la cunoștință Consiliul Local problemele, pentru că sunteți în mijlocul lor, nu este niciun fel de problemă. Altă minciunică pe care ați spus-o dumneavoastră, inițial a zis că 15 persoane mă așteptau pe mine și după aia, la o zi sau două, ați afirmat că 20 de persoane mă așteptau pe mine. Vă spun exact câți oameni erau. Erau 5 copii ai lui Țepeș, era Popa Iscu copilul și mai era încă o persoană cu încă 2 copii. Restul plecat. 8
Domnul meu. Erau 8 copii, 2 părinți, 3 părinți, 4 părinți, care nu mă așteptau pe mine. Era o singură persoană care în filmarea dumneavoastră se vede că era lângă intrarea la cabinet, cu picioarele așa. Și nu s-a ridicat în clipa în care ați intrat și l-au filmat. Aia era singura persoană care avea nevoie de consultație. Mai era soțul femeii de servici care punea lemne, era Mihaela și cu dumneavoastră. Dacă vă puneți pe toți în calcul, erau într-adevăr 15 persoane care mă așteptau, dar dumneavoastră nu mă așteptați pe mine. Și după aia a spus că 20, da? Nu știu dacă este normal să faceți niște afirmații de genul ăsta. Mai ales dacă dumneavoastră vă place bălătăreala pe Facebook, este problema strict a dumneavoastră. Eu afaceri n-am venit să fac aici, da? Și cred că v-am expus foarte clar. Eu pe servicii am 3500 de oameni înscriși la ASF. Am peste 200 și ceva de persoane cu handicap înscrise la mine pe listă, care sunt în 3 centre din Comănești. Nici la ei nu reușesc să ajung în fiecare zi și sunt persoane cu handicap. Mulți dintre ei sunt la pat. Da? Sunt cu handicap sever. Persoane cu dizabilități, persoane cu handicap, persoane neuropsihice. Nici la ei nu reușesc să ajung. Pot să fac o chestie, dar nu pentru dumneavoastră treaba asta. Eu am venit încoace, nu eu am venit și am zis, bă, iau eu oamenii că eu stare și pot și fac și trec și mă stăbiați. Nu. Am venit la rugămintea domnului primar, pentru că își căuta un medic. Ne cunoaște de ceva. M-a întrebat, domnul, găsește-mi și un medic, că a plecat medicul. Am dat pe grup. Nu stau, v-am zis, nu stau să vă arăt pe grupul de medicină de familie, în care suntem 157 de medici și discutăm toate problemele. De 2 ori am postat și am zis, cine ar vrea să preia pacienții din Balcani? Pentru că este vorba de o listă de 1900. Așa s-a zis inițial, 1900. Până la urmă, la mine au ajuns 900. Nu vedeți niște chestii pe care le-am făcut, că am deschis mintea oamenilor și datorită deschiderii la rândul lor, a primăriei, a Consiliului Local, a domnului primar, eu nu percep 30 de lei pentru fiecare persoană ca să-i duc la Bacău actele să fie asigurată. Cum se face în altă parte. Nu dau nume. Da? Am învățat oamenii că pot să strângă hârtiuța respectivă, fac cererea și o trimit prin fax de aici. Da? Puteam, dacă voiam să fac o afacere, dacă eram o persoană pe internet, spuneam foarte clar, băi, 30 de lei colo, 30 de lei și eu, cât sunteți, mă? 10, 15, 20 de oameni, odată la 3 luni de zile. Le luam și spuneam, mă duc eu la Bacău și vă rezolv problema, le trimiteam prin fax la Bacău. Aia era o afacere. Da? Atunci scoteam 5-600 de lei pe lună, nu venind în coace, ci efectiv trimițând un fax. Aia este o afacere, domnule. Da? Probleme cu programul de lucru sunt și la alte cabinete și din auzitele mele și pe Facebook și de aici, nici. Deci nu vreau să bat în absolut nimeni, da? Nici dincolo nu sunt foarte mulțumiți oamenii. Se poate asta. Ați afirmat faptul că dacă vreau să dau o rețetă, dacă are nevoie cineva de o rețetă sau de un bilet de trimitere, păi trebuie să sune la ASO, la doctor, ca să ia acordul. Nu. Nu merge SIUI-ul. La ora actuală s-a ieșit pe post, s-a spus că nu este funcțional. SIUI-ul și SIPele. Nicăieri în țară. Nu merge programul. Mă sună pe mine Mihaela, de ce? Pentru că având unitatea centrală la ASAU, eu trebuie să sun la cei de la Bizmedica sau de la Setriosoft să intre în programul meu. Eu îmi bulversez și activitatea mea de la cabinet, pentru că mie merge. Fiind distanță și fiind problemele cu semnalul la dumneavoastră, uneori nu merge programul de aici. Eu îmi bulversez și ca activitatea mea de la cabinet de la ASAU și stau uneori câte o oră și jumătate ca să pot să dau drumul. Să poată să meargă și aici programul, ca să poată să elibereze Mihaela biletele de trimitere sau rețetele de cronic. Ce ați preferat dumneavoastră ca om? Spuneți-mi și mie. Știți cum mai pot eu să fac o afacere? Vă spun că din momentul ăsta, Mihaela încetează contractul de muncă. Nu mai vin absolut deloc. Și de-abia atunci fac afacerea. Că până în clipa în care o să vă găsiți dumneavoastră un medic, că nu puteți să băgați mâine în buzunar, să ne întoarceți, să vă duceți să ziceți, am adus un medic. De cât timp umblați cu jalbe? Domnule, de medic. Dați-mi voie să termin. Dați prea multe și nu pot răspunde la fiecare. Văd că vă notați, eu le țin minte. Hai. Vreau să vi le notați. O să răspundeți după aceea. De cât timp faceți jalbe?
N-am medic. Aduc medic pe Facebook. Vă duc eu medic, vă fac. Aduceți-l, domnul meu. Nimeni nu spune, nu trag de oamenii ăștia. Nimeni nu spune că în clipa în care o să vină un medic care o să vrea să stea aici, eu mai vin în pace, eu vă mai împurc cu ceva. Nu am niciun fel de problemă cu treaba asta. Dar o afacere o fac în clipa în care eu renunț să mai vin în coace și lumea până la urmă, până în momentul în care o să găsească un medic la care să înscrie pe listă, rămâne la mine mai departe. Eu bani pe servicii medicale pe rețet, pe asta nu iau pentru că oricum depășesc foarte mult numărul de servicii la său la mine. Da, păi cu celelalte care sunt. De-abia atunci aș face o afacere și mi-a rămâne un 3.000-4.000 pe lună, boboc să rămână pe la revedere până în momentul în care dumneavoastră vă găsiți un medic. Da? Eu, de ce am venit în coace? Vreau să conlucrăm. Dacă se poate. Da? Rugămintea mea este, eu vă rog, dacă țineți cont de chestia asta. Așa cum v-ați dus la prefectură și ați țipat că, mă rog, nu cred că ați țipat acolo. Așa. I-ați spus domnului prefect, sau cui i-ați spus dumneavoastră că a ajuns până la urmă la domnul prefect, că nu vin la program. Da? Nu vă interesează programul din altă parte. Iarăși nu sunteți consilier de Balcani. Sunteți doar de rățeni. Vă interesează programul meu personal. Am discutat și de frumos. Bun. Rugămintea mea este ca să, dacă ne punem de comun acord cu treaba asta, nu pot să-mi deschid punct de lucru în coace, pentru că asta ar însemna costuri suplimentare. La nivel de direcție de sănătate publică, știți foarte bine că nu se putea autoriza punctul de lucru de la rățeni pentru nimic în lume înainte. Cu 2 ani în spate. Înainte. Acum înainte. S-ar putea autoriza. Dar asta ar însemna alte cheltuieli din partea mea. Da? Știu. Credeți-mă, am 4 copii. Știu. Am 4 copii. Mulțumesc la fel și dumneavoastră că aveți. Ultimii 2 sunt gemeni de 4 ani. Vă rog frumos să mă credeți că am de tras pentru ai mei acasă. Nu vreau, deci sunt sătul să mă duc acasă și să nu pot să mă bucur de ai mei, pentru că știu că undeva să primesc telefoane, bă, vezi că o vorbit ăla, vezi că iarăși s-o făcut ăla, vezi că iarăși ai reclamații și ce facem, domnule? Suntem oameni. Toate discuțiile, deci lupta pentru putere este între animale, lupta bărbătească. Nu între oameni. Lupta fizică, da? Sau verbală cu chestii de genul ăsta. Puteți să mă solicitați oricând în consiliu să spuneți, bă, nene, hai să facem o treabă. Vreți 3 ore pentru rățeni? Poftim. Hai să spunem, o fac pentru dumneavoastră. Asta am vin 3 ore pe săptămână. O fac pentru oameni, nu pentru dumneavoastră. Pentru oamenii din rățeni. Da. Da? Vin 3 ore pe săptămână, lunea, la rățeni. O să încerc să vin măcar o oră, două și pentru frumoasa. Nu știu dacă în fiecare săptămână, dar oricum vin. O altă chestie pe care am făcut-o și vă rog frumos să-mi spuneți care e interesul meu. Luna trecută 80 de oameni au fost văzuți gratis. Știu. Da? Pentru luna asta am pregătit 50 de bilete. Vreau să fac chestia asta lună de lună. Oare nu fac nimic pentru oamenii din rățeni? Răspundeți-mi și mie la întrebarea asta. Considerați că nu fac nimic? Este un lucru bun și benefic pentru comunitate, ceea ce reușesc să fac? Am făcut-o pentru mine, am făcut-o, ca să pot să fiu și eu mulțumit, pentru că sunt, într-adevăr, să spunem, un pic neglijați. Când am venit în vinerea aceea, când dumneavoastră ați filmat, n-am venit pentru că am văzut pe Facebook sau m-a anunțat cineva. Ați afirmat că am ajuns la ora 3 și jumătate. Așa mi-a spus. La ora... v-a spus cineva. Da. Îmi pare rău. Șeful... Dar la ce ora a fost? Eu am la ora 12.53 era penultima rețetă a lui Țepeș. Eu la 12.10 am plecat de acolo. La ora 12.53 deja văzusem toți copiii. La ora 12.53 este ultima rețetă a lui Țepeș. Puteți să mergeți în calculator și să vedeți în calculator că sunt rețetele. Dar copiii au stat de dimineață până la 12.30 de acolo. Nu, Mihaela m-a sunat pe mine la ora 10.30-11 și am venit pentru că doi dintre copii erau vaccinați. Mie îmi pare foarte bine că ați venit în ședință. Dați-mi voie să... Mai am un piculeț și am zis chiar că mă țin mult, îmi cer mii de scuze că vă țin din timp. Nu-i nimic, că e interes. Deci, domnul meu, hai să facem o convenție. USL-ul vechi, PSD-ul. Convenția o facem după ce vă răspund la ce mi-a spus dumneavoastră. La urmă facem. Nu cu dumneavoastră, cu consiliul. Sunt de acord să vin 3 ore la rățeni. Da? Lunea. Să spunem că atunci n-am nici gardă și să spunem că am timp să vin treaba asta. Dar rugămintea mea
este ca dumneavoastră personal să mergeți la persoana de la Bacău, fie la domn prefect sau la oricine, și să se sune la casa de asigurări, să spună că s-a rezolvat problema asta. Dacă nu, vă dau cuvântul meu de onoare, că în clipa în care de la Bacău mai sunt tras o dată la răspundere, vă dau cuvântul meu de onoare că eu nu mai vin. Da, și găsiți-vă vorbesc. Medic. Pot să vă vorbesc și eu? Vă rog foarte mult. E bine așa. Da. E bine, nu-i bine, dar trebuie să știe fiecare, pentru că chiar îmi pare bine că domnul doctor a venit la în Consiliul Local. Și iarăși n-am venit la solicitarea nu la, datorită. Nu la solicitarea mea. Situația stă în felul următor. Noi, din Schitul Frumoasa, împreună cu Balcane, cu Frumoasa Cartier, avem două puncte de lucru. A fost un medic care a plecat. Foarte mulțumit. Arab. A fost oameni foarte mulțumit. Datorită unor două sesizări, două reclame făcute, au venit de la DSP de la Bacău și, într-adevăr, i-au pus amendă de pe omul ăla, doctorul ăla, l-o... Două reclamații și au venit de la DSP, nu au găsit grupul sanitar făcut, nu erau condițiile necesare și doctorul până la urmă s-a lăsat, cum se zice, pe covar și a plecat. La ora actuală noi nu avem la Schitul Frumoasa cabinet, nu există cabinet nici la Frumoasa, oamenii, deci noi în Comuna Balcan suntem circa 7.000 de locuitori, dintre care avem un medic, un cabinet la Frumoasa, pe doamna Ciobanu, și punct de lucru la Ludaș și Frumoasa, iar al doilea cabinet ar trebui să fie la Rățeni și la Frumoasa Cartier. Mie îmi pare foarte bine, domnul doctor, că ați venit. Vreau să vă asigur că n-am nimic cu dumneavoastră, dar... De acum încolo, poate. Nu, domnule. Ați așa că nu v-am întrerupt. Dar eu sunt omul care intervin oricând îmi cere cineva ajutor. N-am intervenit până acum un an, în ianuarie, fiindcă nu mi s-au plâns. Totuși au fost arabi. Au venit la mine oameni și mi-au spus, am fost... N-am găsit doctorul. N-am găsit doctorul. Bun. Nu prea am dat importanță la început. Mi s-au plâns oameni că nu au căldură. Băi, toate până la căldură. Am făcut ce am făcut. Am dus două radiatoare gratis eu acolo la Rățeni pentru a face cât și de cât căldură. Îi mulțumesc domnului primar că o schimbați sobile. M-am plâns că nu era WC-ul, grup sanitar, lucru de care a luat amendă fostul doctor de familie. Vă rog, să mă iertați, sunt probleme care le domnule, știți stați, și care stați le discutați așa. Și mie punctual. S-a făcut. Domnul vreau să vă spun un singur lucru, îmi cer mii de scuze, nu văd rău, nu sunt fără obraz. Am doi copii și doi adulți care mă așteaptă la Rățeni. S-a făcut grupul sanitar. Am văzut că totul dumneavoastră. Eu am venit vreo 20 de ore acolo, nu v-am găsit, ce-i drept, nu v-am găsit. Cine vă pune să treceți pe acolo? M-am adresat Casa de Sănătății Județene Bacău, nici de cum la domnul prefect, cum spuneți dumneavoastră. Prefect, cum a ajuns sesizarea? Noi avem niște șefi la Bacău, președinți cum Ionel Pale, Tudorița Lungur, deputați în Parlamentul României, care normal, domnul Fenechiu, m-am plâns de situația asta. Normal că ei s-au adresat prefectului. Am fost și eu la prefectură. Dar n-am putut discuta, că era un program. Am mers la Casa de Sănătate Bacău. Acolo am vorbit cu domnul Stoica, directorul de Sănătate Bacău. I-am explicat cum stă situația, de fapt. I-am explicat că suntem o comună cu 7.000 și ceva de locuitori. Nu știa de dumneavoastră. Mi-a spus în felul următor. Ați avut un doctor și l-ați alungat. Fostul doctor. Dom'le, eu nu sunt pentru a sta doctorul, nu pentru a alunga doctorul. Că fie doctorul cât de, să zic, slab pregătit,
tot îi pun o ștampilă și te face o trimitere la un spital. Aveți, la ora actuală... Aveți dumneavoastră dreptul să spuneți despre un medic că este slab pregătit? Că eu nu v-am întrebat. Un medic, atâta vreme când are o parafă, nu aveți dreptul eu nu v-am spus, să spuneți slab pregătit. Nu mă adresez dumneavoastră. Eu spun așa. Ați spus tagmei noastre de medici. Un eu medic, nu v-am întrebat câte un, clase aveți dreptul. Un medic cât de slab pregătit va fi. Un medic. Deci nimeni nu poate să spună că are puterea de a... medicilor poate spune are că de slab pregătit. Nu, dar dați voi să vorbesc. Are puterea să pună o ștampilă. Pare să destul de clar. Dar nu-l citesc pe domnul doctor. Deodată ce are para. Ce are para. Slab pregătit poți să fie oricând cuiva care nu-i place sau... Deci deodată ce are para, poate să-i facă o trimitere la un spital. Deci și este mare nevoie de un doctor în mijlocul nostru. Asta am cerut la directorul Stoica. Domnul director, noi fiind o comună de 7.000 și ceva de locuitori, avem nevoie de medic de familie, nu numai doamna Ciobanu. Păi acum nu aveți, domnule, dar avem pe domnul Bărzan. Nu-l cunosc, exact așa. Nu vă cunoșteam, uite, acum ați venit prima dată. Păi, dar domnul Bărzan nu-i la său, domnule, e la său. Eu știu că are program la Schitul Frumoasa și... Dacă nu-l cunoștea, de unde știe că-i la său? Domnule, v-a spus domnul Stoica. Păi, domnul director Stoica. Nu-l cunoștea că... Nu știa că nu, așa. Da. Și explic care e situația, dar știți că la Rățel, la Schitul Frumoasa, nu sunt condiții și din cauza asta au plecat. Deci domnul director Stoica știa de situația de la precară, de la dispensar, de la Rățel. Da. Ce am explicat, domnul director? La Rățel, avem două apartamente. Avem WC-ul, tot ce trebuie, asta un medic de familie. Ce nu avem? Nu avem un medic în mijlocul nostru. M-am dus acolo, eu vreau, de exemplu, într-o săptămână să mă duc la un doctor. Vreau să văd un program pus acolo, o zi. Am cerut o zi pe săptămână. Nu am cerut în fiecare zi. O zi, să văd într-o luni, miercuri sau vineri, că fă programul la un doctor acolo. Nu contează cine am zis, că-i Bărzan, că-i altul. Nu contează. Dacă nu-i punct de lucru, cum să-mi pun program? Punct de lucru, domnul, punct... Dacă nu-i punct de lucru, cum să-mi pun program? Bun. Atunci, ca să vă spun exact cum stă adevărul, v-a sunat, eram acolo când v-a sunat domnul director. Și ce v-a spus? De ce spuneți că a fost la preg? V-a spus, domnul doctor Bărzan, dar dumneavoastră la Rețel, la Schitul Frumoasa... De ce n-aveți program pe ușă? Păi v-a întrebat treaba asta? Că nu aveți punct de lucru. Nu m-a întrebat de program pe ușă. Și v-a spus în felul următor, domnule, dacă vreți să faceți, să ajutați, cum ajutați, vă faceți un punct de lucru, aveți acum condițiile necesare pentru a deschide un cabinet la dispensar, la Schitul Frumoasa, și dumneavoastră a spus condiția că nu puteți face, că îi baremul ăsta peste 25 de kilometri. A spus treaba asta? Da. Și ce v-a spus domnul Stoica? Că nu s-a exclus. Pentru că s-a exclus, da? Da. După aia dumneavoastră a spus că nu puteți face punctul respectiv pentru că nu vă dă DSP-ul autorizație. Pe ce motiv nu vă dă DSP-ul autorizație, nu domnul doctor? Nu am zis că nu-mi dă DSP-ul autorizație. Așa ați spus? Nu, am zis că trebuie să-l autorizez DSP. Da. Ca să pot să-l autorizez, trebuie să fac închiriere la dumneavoastră sau concesiune. În momentul în care vă vine un medic, eu iarăși cheltui niște bani și după aceea iau praful de pe tobă, domnul meu. Eu nu mai vreau să mai rup de la gura copiilor mei pentru treaba de genul ăsta. Domnul doctor, deci există posibilitatea ca dumneavoastră să autorizați cabinetul de la Rățel să deschide Asta dacă vrea domnul doctor. Eu știu treaba asta. Deci la ora actuală cabinetul de la Rățel se poate autoriza. Nu există nicio interzicție să nu se poată autoriza DSP. Să fie un autorizație de funcționare, dar ceea ce spuneți dumneavoastră că vreți să faceți, să faceți o înțelegere cu noi consilierii, să funcționați în continuare la Rățeni fără autorizații DSP și din caz de Doamne ferește ceva, păi dar ce cu dispensarul ăsta? Păi nu a dat voie Consiliul Local. Asta vreți dumneavoastră, nu? Doamne ferește ceva. Păi Doamne ferește, vedeți ce se poate, un microb, ceva. Și microbul credeți că nu se ia și dacă la autorizație... Păi domnule, la noi nu merge prin varianta că nu... Domnul doctor, noi nu merge prin varianta. Eu știu așa, există spațiu la Schitul Frumoasa, cine vrea să
mănânci o bucată de pâine, să câștigi o afacere, un cabinet, să-l deschid legal. Găsiți-vă medic. Un medic de familie. Eu ce vă spus, găsiți-vă medic. Dumneavoastră, eu nu autorizez un spațiu pe banii mei ca să vină altcineva într-un spațiu gata autorizat. Dacă dumneavoastră... Ca să pot să-l autorizez, eu trebuie să fac acte de concesiune la dumneavoastră sau de închiriere. Eu am terminat a doua specializare și psihiatrie. Eu de anul ăsta vreau să intru pe psihiatrie. Vă felicit pentru treaba asta. Și pe chestia asta, eu nu mai stau pe medicină de familie. Nu mai găsiți un prost care să vină așa. Eu v-am spus, exact cum stă situația reală. Eu, pentru de zile, dacă dumneavoastră, cum ați venit acum, în fața Consiliului Local, să facem o înțelegere, că ați venit două, trei ori într-o zi la schimb, două, trei ori într-o zi la frumoasa, la frumoasa cartier. Da. Fiindcă dumneavoastră aveți probleme, eu vă cred. Deci vă cred. Dar vreau să văd acolo pe cabinet exact luni, acum a spus dumneavoastră, de la... 9 la 12, sunteți acolo. Îi pun așa? Fără să-l autorizez. Dar poate vine la urgențe sau când sună Mihaela. Deci am înțeles. Fără să-l autorizez. Eu v-am înțeles. Fără să-l autorizez. Ferească-mă Dumnezeu, nu vreau să fie interpretat greșit. Nu pot să-mi deschid punctul. Eu v-am înțeles că sunt alte cheltuieli necesare. În momentul când dumneavoastră nu deschideți cabinet, mă asigurați de dispozitivul care citiți cardurile. Că nu va mai fi în derivație cu ăla. Dar n-am punctul meu, dar pot să-mi deschid punct de lucru tot atâta. Cititorul de card este la fiecare laptop în parte. Farmacia are cititor de card. Dacă farmacia nu merge programul, ce face farmacia? Vă răspunde dumneavoastră că nu eliberează rețete din cauza asta? N-are treabă cititorul de card. Deci vă rog frumos să vă interesați. Nu sunt problemele legate de mine. Eu de la său blochez chestia asta. Eu vă mulțumesc pentru ce ați făcut într-un an. Să știți că eu în viața asta n-am făcut o hârtiuță la nimeni, cum v-a spus dumneavoastră, jalbă. Eu am mers personal, dacă am ceva, cu primarul, cu poliția, merg personal în audiență la instituțiile abilitare, nici de cum să mă duc să fac în numele altul jalbă. Da, domnule, am fost la casa de asigurări. Verbalii toți jalbesc. Nu, ce să am domnule, când caut dreptul, dumneavoastră știți cât bani plătesc eu la asigurări de sănătate, familia mea, cum avem și noi, în jur la 100 de milioane pe an. Bani dați. Și n-am avut nevoie de bani. Asta înseamnă că dumneavoastră ridicați circa 1 miliard pe an. Păi medic, am și angajat. Da, am și angajat domnul primar. Suntem în familie cu toți. Sunt medic primar. Medic primar. E și normal. Și nu candidează aici funcție. S-ar putea să vă bat dacă e și normal că trebuie să merg să-mi caut drepturile mele. Iar dumneavoastră, dacă ați vorbit cu domnul primar, ce faceți înțelegerea asta? Iar eu nu fac înțelegere cu domnul. Eu nu fac înțelegere cu nimeni. Da? Eu nu fac înțelegere cu domnul primar sau asta. N-am nimic de ascuns. Dacă dumneavoastră spuneți că sunteți persoana care vorbiți, de ce ați preferat să spuneți pe Facebook fel de fel de chestii, în loc să... mă chemați să mă sunați și spuneți Mihaile, băi, sună olea că nebunul ăla, când vine, mă, odată vreau să vorbesc cu el, spui nația mamei din medic. Ia spuneți-mi, dacă sunteți așa de deschis... Pentru că Facebook-ul e singura variantă care arată adevărul. Știți la cine a ajutat cu noi Facebook-ul și telefoanele astea mobile? La faptul că nu mai avem omenie, nu mai avem cuvânt. Domnul președinte, numai două secunde, vă rog să-mi dați voie și asta. Eu felicit medicul pentru ce face pentru frumoasa. Nu știu, scriu că nu mă pricep. Dar cartierul, eu stau acolo și trec prin cartierul și stau vecină pe ei, gard în gard acolo. Eu n-am auzit niciunul din cartier și niciun om din cartier, nu știu restul, care să fie nemulțumit de activitatea lui Mihaela și al domnului doctor de acolo. Deci faptul că a venit și a făcut analizii, dar n-am auzit niciunul să fie nemulțumit. Eu dacă, doamne, i-am spus domnul Gânga ședința trecută când a fost discuția, că dacă domnul doctor pleacă, dar nu cine stă să tragă de bărneață așa unul cu altul, nu spate, adică unul la un nivel și unul la celălalt. Nu, doamne, nu-i vorba de așa. Nu, așa este. Nu am secundă, domnul doctor, vă rog, așa. Deci, dacă domnul doctor pleacă și numai alt medic nu se găsește, medic de familie. Asta, că avem medic la domnul doctor Bărzan aici, este meritul primarului. Clar că el l-a adus, că s-a rugat de, așa, casa de asigurări și l-a adus. Deci, ar trebui să ne înțelegem așa, și dacă n-ar mai fi Facebook, dacă n-ar mai fi campanie electorală, că se vedeți dumneavoastră după 1 iunie când se gătește cu alegerile, puteți să nu mai veniți la Balcani nici până la anul 2022, că nu o să mai fie niciun fel de problemă la Balcani. Acum este că e campanie electorală și toată lumea face, ba da, așa este. Eu n-am auzit niciun om
Deci, dacă dintre consilieri, din colegii mei, au auzit cineva că mai este cineva nemulțumit de activitatea mea. De ce eu? Spuneți, de cine? Dați exemplu, domnul Ieronim. Nu de că sunteți în aceeași tabără cu Gânda. Deci, spuneți, vă rog, exact. Dați-mi voie să vă răspund. Dați-mi voie să vă răspund la un lucru. Da. Și eu am persoane nemulțumite la mine la ASO și lucrez de 22 de ani acolo. Sunt oameni care sunt nemulțumiți pentru că nu mai pot să-i mai dau cum a vrut el și ce a vrut el, nu suntem la piață. Da, da, e corect să fii nemulțumit, nu? Nu e o problemă. Se transferă la alt medic. De ce vrea să rămână la mine pe listă, domnule? Eu mergeți la frumoasa. Eu nu țin. Deci eu nu pot să țin oamenii forțat. Omul care nu este mulțumit de serviciile mele pleacă la alt medic. Cum fie, că îmi dați voi. Liniștit. Deci eu n-am afirmat că sunt nemulțumit de dumneavoastră. Deci sunt nemulțumit că... Doamna consilieră, dacă e vreo nemulțumit. De ideea că deci nu am avea medic. Nevoie de un medic da, mai domnul, mult timp. Dar nu sunt de mine, depinde chestia asta. Nu-i posibilitate. Nu de mine, depinde treaba. Am înțeles, domnule, dar mine e o plecare. Asta nu înseamnă că sunt mulțumit. Domnul consilier, ați terminat? Nu, nu. Păi nu? Ai ideea, nu v-ați spus. Păi nu, ca ideea. Am înțeles. Păi haideți să fiți succinți și explicați într-o secundă ce aveți cu dânsul a spus. Eu i-am explicat destul de clar. Eu i-am explicat destul de clar. Nu se poate. Nu se poate. Trei ori alea. Lasă, nu sunt trei ori. Lasă-mi pe domnul. Nu se poate, ai explicat domnul. Eu i-am explicat destul de clar cum stă situația. Acum mă bucur că domnul primar a prins în proiect ce am spus eu. Vreau că, ca pe viitor dispensarul de la Schitul Frumoasa să ducă, să fie pus cu tot dotat cu absolut tot ce trebuie. Vreau exact cum s-a prins în bugetul local. Imediat pleacă. Și dispensarul de la Rățeni. Iar ceea ce a spus domnul doctor cu o discuție, o negociere cu Consiliul Local, cu negociere, nu cu mine. Domnule, ce a spus dumneavoastră, aș vrea să fie o treabă, din moment, până când se pun lucrurile la punct. Pentru că eu nu pot să... Deci campania. Deci nu, domnule, campania. Eu să nu mai vin cu omul drept. Domnul primar, nu, domnul Victor, domnul doctor, nu-i vorba de campanie. Aici e vorba că eu trăiesc în satul Schitul Frumoasă. Nu e chestie de moment. Să fie o chestie permanentă, așa trebuia să spun. Permanent nu poate să fie. Cât eu mai rămân aici. Ei, e bun și așa. Asta nu e chestie de moment. Asta nu e bun. Dacă dumneavoastră... Eu am fost la Bacău, știi ce am discutat. Dacă domnul doctor spune că din încasările care le face de la cardurile din Schitul Frumoasă, am înțeles că aveți în jurul la 1000 de carduri, 900 de carduri. Nu sunt 1000 de carduri, am o doi. Domnule, eu v-am înțeles. Aveți profit. 1000 de persoane. Aveți profit de 5000 de lei, dintre care dați la 3000 la asistent. Încasări. Dintre care aveți cheltuieli aproape de 4000 de cheltuieli. Eu vă înțeleg, pentru că ceea ce spun eu sunt alte cheltuieli, mai multe, și nu vă convine. Eu nu sunt de acord și cu ce spuneți dumneavoastră, dar nu mai trebuie să văd și eu o zi că a venit 3 ore dintr-o zi la dispensar la Schit și la Frumoasa. Nu cum ziceți dumneavoastră că nu vă doare, nu cum ziceți că nu vă doare de Frumoasa, pentru că sunt două cabinete. Eu și săptămâna trecută am fost la Frumoasa și am văzut cum stă situația și la WC-ul și am văzut cum stă oamenii și prin frig. Am venit și la domnul primar, am discutat, să fac. Nu sunt legate de mine. Păi sunt legate de noi, de primărie, da? Asta le discutăm noi. Sunt legate de noi. Domnul doctor. Iar dumneavoastră, eu încă o dată vă mulțumesc că ați venit aici. Eu nu sunt omul care să fac rău la nimeni, dar nu sunt omul care pot să tolerez unul când văd omul că am fost la domnul doctor, nu a venit nici altul. Am fost la... Domnule, nu puteți să spuneți problema. V-am spus, găsiți medic oricând. Deci eu nu pot. Ți-ai ușor pe Facebook să arăți... Domnul primar, eu am cerut-o 3 ore pe zi. Asta i-am cerut și la directorul de sănătate. 3 ore într-o zi și aceea zi să fie o dată pe săptămână când vreți dumneavoastră. Asta i-am cerut la directorul Stoica și asta v-a spus și la telefon. Asta v-a spus sau nu, că eram acolo. Și dacă mă solicit cineva la urgență, îi spun că domnul Gânga mi-a zis că numai ziua aia pot să... Domnule, un program fix, nu dați, un program fix. În rest, discutați la telefon. Bun, mulțumim, domnule. Mulțumim, domnule. Eu vă mulțumesc că ați venit și... Eu vă spun în fața consiliului local că o să vin o dată pe săptămână. 2-3 ore pentru Rățeni, o să vin când o să pot și pe Frumoasa și de câte ori sunt solicitat dacă apare vreo problemă, în limita timpului, că s-ar putea să vin peste o oră, oră și ceva în funcție de programul pe care l-am, eu sunt dispus. Deci dar o fac 2 ore într-o săptămână.
E bun. Măcar două ore pe săptămână. Domnul doctor a venit cu intenția în ședință ca să, să plece din la... Din eu la am la zis zi. Foarte clar că rugam să mă anunț că nu mai anul ăsta, prima dată când am plâns cu el, am trecut de două ore, am discutat domnul doctor. Este... Eu am fost, am apelat și la prefectură, și la Casa de Asigurări, și la Direcția de Sănătate Publică. Și la Consiliul Județean de acolo, mi l-a recomandat pe domn doctor, cu programul ăla care l-aveți dumneavoastră, așa, poate găsește pe cineva. Domnul doctor care a plecat m-a ținut jumătate de an aproape, sau cât două, trei luni, că tot vine înapoi, că nu știu ce, mi-a avea o datorie pe la noi, nu cred eu că eu pus DSP-ul amendă, nu știu, asta eu n-am dacă auzit. Eu pus amendă, eu pus 500 de lei, nu eu pus. Da, nu cred, asta e aruncată. Da, deci el trebuia să plătească la noi și acolo are datorii domnul doctor ăla. La noi, cu la primărie. Da, telefonul și în fine. Domnule, gândiți-vă, vă rog frumos, la un lucru. Acum 5-6 ani de zile eram 330 de medici de familie. Am plecat oamenii. La ora actuală mai suntem 287. Și într-un an sau doi, vreo 20 ceva, 30 ies la pensie. Mai bine. Deja, deja din cauza surmenajului, că noi nu suntem, înțelegeți? Deci noi ne-am săturat să fim cârpa de șters pe jos a medicilor specialiști, pentru că așa sunt tratați. Du-te la medicul de familie, da? Și fă-i treaba asta. Eu îți dau bilet, nu-ți vede omul fără bilet de trimitere, dar are biletul de trimitere, de contează la nivel de casă de asigurări spitalul respectiv, dar îi scrie, du-te la doctor să scrie rețeta. Dacă nu avem respect de la medicii specialiști pentru noi, aș putea oare să cer respect de la oamenii din comunitate? Da. E la, ușor să cobori. De la pacienți trebuie să... Este ușor să cobori la nivelul unui om. Este greu să trebuie. Da, domnule, noi vă mulțumim pentru... Vă mulțumesc mult, vă spuneați că v-am ținut atât de mult. Frate, stimați. Mulțumim pentru acum. O să o rezolvăm. Se rezolvă până la urmă. Și vă spun un lucru. Chiar dacă nu cred că aveți șanse. Dacă ești primar, viceprimar aici... Dar nu permiteți, domnul. Domnul meu. Eu sunt stupid, domnul Luca. Domnul meu. Vedeți că e pe post. Vedeți că e amendă, dacă ieșiți din cabina de vot cu ștampila pusă pe nenea Vasile, vă plătesc eu amendă. Chiar dacă ați fi, orice ar veni, să zic, primar, dacă există înțelegere și putem să discutăm și pot să ajut oamenii, eu rămân să-i ajut pe mai departe. Da, mulțumim, domnul doctor, la toate schimbă. Doamne ajută străiești. Vreau domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi din ședință ordinară. În ziua de 14-2020 cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Balcan versus Bacău și a listei de investiții pentru anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu din bugetul local cuplurilor din Comuna Balcan care au împlinit sau împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Mai avem un proiect de hotărâre care vrem să-l băgăm la urgență cu acordul noastră, cu aprobarea noastră, privind aprobarea modificării tarifelor operatorilor SCE 100 ESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087/16/4/2018. Trebuie trimis asta, doamna secretară, mâine, până mâine cineva. Da, vă explic, când ajunge la el, vă explic că costă. Da, supunem la vot ordinea de zi cu proiectul de hotărâre legat. Cu introducerea acestui punct, da, n-am zis. Cine este pentru? Eu, dar... Era discuție. Era, pentru că... Ar avea explicații. Explicații la proiect. Păi acum când ajungem. Îl votăm, dar eu știu ce scrie acolo. Pentru suplimentare ordine în zi cu acest punct. Da. Cine este pentru? Deci toată lumea pentru. Nu mai zic să-i abține, să toată lumea zică. Dar dăm cuvântul domnului primar pentru prezentarea primului punct. Proiectele privind aprobarea bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, pe a listei de investiții. Ați citit probabil materialele și vreau să mai adaug cum am conceput noi bugetul, v-am zis că l-am conceput în urma consultărilor cu oamenii, cu domnul doctor, cu doamna doctor, cu preoții, cu directorii de școli.
s-o mai am anunțit așa pe drum. După aia mai înainte, mai la mai multe. Da. Înainte de a începe acela, dar dați voie să fac niște precizări legate de două modificări față de proiectul pe care l-am trimis inițial. Una se referă la suma alocată pentru învățământ. Pentru că noi am primit adresa în data de 12, după ce au plecat materiale către dumneavoastră, prin care mi se comunica decizia inspectoratului școlar privind repartizarea sumelor pe cele două forme de pe cele două unități de învățământ în funcție de costul standard pe elev. În proiectul de buget, suma totală de 265 pe care ne-a comunicat-o AJFP-ul, am împărțit-o în mod egal pe cele două școli. Prin decizia directorului, inspectorului școlar, s-a împărțit în funcție de numărul de elevi, iar sumele sunt un pic diferite. Adică școala Balcani va avea pentru cheltuieli finanțare de bază 127.000, iar școala gimnazială Frumoasa 138. Deci acolo dacă faceți modificarea. Da. Deci suma totală rămâne aceeași, doar că numărul de elevi diferă puțin pe școli. Da, inițial, deci finanțele ne-au comunicat suma totală, urmând ca ulterior... Da. Așa, deci asta ar fi una dintre... Iar, de fapt, singura modificare, ca și suma. În rest, pe total nu s-a modificat nimic. Eu v-am transmis dumneavoastră doar suma totală, pentru că nu am primit, tot așa, în timp util, repartizarea pe trimestre a sumelor comunicate, atât de finanțe, cât și de Consiliul Județean. Acum le avem inclusiv repartizarea pe trimestre și estimările pe anii 2021-2023. Am comunicat proiectul și către cele două unități de învățământ pentru a-și face și ei repartizarea pe trimestre. În momentul în care vom finaliza așa, vom avea forma finală a bugetului local, repartizat pe 4 trimestre și cu estimările 2021-2023. Da, atunci discuții pe marginea... Da, vreau să spun eu, am lucrat și banii așa, am alocat banii pentru cofinanțarea proiectului prin PNDL, continuăm asfaltarea prin Coman, Șchirbăț, Rudaș, Varea Frumoasă și Șurin. Avem proiectul pentru, și banii alocați, am alocat pentru asfaltare, Gări la Mori, Căpățâna, acolo și Întituiri. Măsurători, acum ați lucrează la măsurători pentru strada Bisericii Balcan Marginea, cartier, două străzi, uliți, Lula și Hasaș și Ghidion, până la capăt, de unde au rămas de la asfalt, până în capăt, două și Știrbăț, Știrbăț avem, da. Nu, dar de la Știrbăț, la intrare, pe Știrbăț, da. La capăt. I-am mai prins aici, reparații poduri, metal și punți pietonare, șanț scurgeri, Biserica Catolică, de la lucrarea care a terminat-o prin PNVR, prin fața bisericii, până la Pavel Bacaru, trebuie adâncit, nu este scurgerea suficientă. Am mai prins, dar vreo în jur de 300 de metri în iar, diguri, beton, Valea Schitului și Frumoasa. La spații verzi, două terenuri de sport, unul la Schit și unul la Rudaș, la Rățeni. Monumente, și am văzut, da, monument la Rudaș, proiectul făcut de domnul German, dar nu știu cauza care s-a anulat. Oamenii au venit și au zis că ar fi necesar un monument acolo. Am prins bani și pentru monument și acum bustul Ștefan și la Frumoasa, știți foarte bine, domnul Bornicu a ridicat probleme într-o ședință că ar trebui și în fața partului un monument, nu știu de care. Fiți discutat. La Ludaș, o oglindă la intersecția aia, la ieșirii din oglinda aia mare, de anumirea ei, care iasă de pe Ludaș, mașinile la intersecție nu se vede probleme acolo. Șanț, rigol, Valea Schitului, partea dreaptă, de la intrare pe Schit, de la Balcani, și cât mergem la deal, nu știu câți metri o fi, kilometri. Împrejmuiri containerii gunoi selectiv, reparații, parcuri, stații autobuz. Le-am reparat cam în fiecare an, acum am verificat, iar mai sunt stricate, trebuie reparate din nou. La cămini, încălzării centrale termice, la căminul Rudaș și Frumoasa, grup sanitar la căminul de la Balcani, scena de la căminul Balcani, fiindcă la, acum, cu ocazia sărbătorii de iarnă, mi-era frică să nu cadă lumea pe ea, așa. Schimbat ușa la intrare la cămin Frumoasa, stricat, am văzut că e prins în roșu. Jaluzierii la cămin și la anexa 2 primărie,
acoperiș, intrare la cămin Rățeni, de câte ori plouă, apa intră în cămin și facem un, acoperiș în fața căminului. Și, la teatru. La dispensari, renovat apartamente de la Rățeni, grupul sanitar de la Frumoasa a renovat. Este grup sanitar, la bărbat sau la femeie, nu știu care, e pe într-adevăr, e pe un boțar, nu știu de ce locul s-a acolo, ceva s-a întâmplat, dar nu e o problemă. Cabinetul stomatologic la Rățeni, la biserici. Prioritate am fost cu domnul inginer, am măsurat, e capela de la Biserica Catolică. Vrem să ne ducem în capela, am înțeles că s-au mai strâns banii de prin, sat și alte lucrări în funcție de referatele făcute de preoții de la ceilalți comuni. Dar singura biserică care nu avea capelă, început era Biserica Catolică, trebuie să... La primărie. Hai să facem un garaj la mașina de pompieri. Mașina de pompieri a fost tot la Biserica Catolică sau acolo la dispensar. Iarna, din cauza frigului, să nu îngheță apa și o să facem în spate la primărie un garaj pentru ea. Două case de căsătorie. Foarte mulți tineri au solicitat Cunea Civilă să o facem la schit, să nu mai vină pe la Bacar și la Frumoasa. Ludaș, Balcani, fiind mai aproape, nu s-a solicitat. Așa, să facem două clădiri. Am văzut un model pe undeva, o să vin în ședință cu modelul. Denumirea casă căsătorii pentru cunie civilă. Poate fi folosită și la altceva. La sala de votare construim un perete despărțitor să nu mai intre lumea direct din stradă în, încăperi, în secții și recomandarea și de la el, de la Bacău. Bineînțeles, m-am gândit și nu am prins-o nici cu doamna contabilă, o mașină de funerare. Pentru mărți. Avem foarte multe solicitări cu papucul. Papucul nu văd să mai duc, să mai avem multe zări, dar de ploaie, zăpadă, nu prea merge. Da. La școli am alocat câte 3 miliarde. Am avut referat din partea directorilor câte 4 miliarde, ne-am alocat câte 3 miliarde. Asta treaba domnilor directori și lucrări o să facă. Am mai lăsat foarte un miliard, Mariana, un miliard în care de alte neprevăzuri. O să mai apară ceva în timp, în timp, în timp, anul. Da, cam în mare. Întrebări mai multe, doamna contabilă, vă stă la dispoziție. Da, cine e să scrie la cuvânt? Nu vă uitați la mine, nu zic, nu-i nimeni. La clipați cât de să... Da, domnul Germa. Am venit așa anul trecut la bugetul trecut problema asta, am văzut asta ecosistemul din cartierul la Ludaș, a venit așa cu un an, așa cu 2 ani, cum vreți să-l faci? Exact ca la Balcan, centrală de pereți. Ca la pereți ai pus 2-3 saci, nu e nici complicat ca pereți, mizeriu, pui 3 pereți, dar la centrală ai 20 de căldură. Că nu-i folosită zârni chiar, da. Și la Ludaș, chiar iarna am avut, cred că cel mai multe închirieri la, cămin, cerință, la căminul Ludaș. Da, am ridicat și pentru școală teren de sport. Îl faceți ca cel de la Frumoasa din Parc, terenurile, ca să fie la fel cu... Da, asta e misiunea. Stăți copii la 1-4 acolo și păcați n-ai cu și da. Îl faceți la fel sau... Toate terenurile la fel. Așa ar fi bine. Referitor, am văzut că ați trecut la modernizare permanent și a ridicat 6 toamnă. Linia a doua și a treia, v-a făcut de când de asfaltat? Anul ăsta. Deci anul ăsta e termenul. V-am trebuit așa stată și a spus că v-a făcut acolo, ca să știi exact. Nu depinde de mine. Permanent mă trebuie. Tot am zis, fac de-am apic și eu. Deci vineri am fost, am vorbit cu domnul director de la Rostan sau cu domnul director. Cum se îndreaptă timpul să apucă de lucrări. Au un grafic de execuții, pe raza comune, nu pot zic să apucă de coman, știți din că ar trebui Valea Frumoasei să folosiți că dacă se desfințează, după aceea rămânem fără. Nu există și desfințează. Nu există. Deci, banii de asta trebuie valorificați, după aceea rămân. Și oamenii au așteptări. Și n-am văzut când ați trecut acolo la pe Valea Ludașului, când ați trecut așa la modul general modernizare drumul comunal. Da, să continuați acolo. Da, de când se ridică.
la drumul, ne-am trecut la drumul. Să-ți faci prin randare cu balastări, pentru continuare acolo. Chiar azi am fost pentru puntea. Păi asta, chiar ieri nu a venit persoana respectivă. A fost domnul Vinci la... Am fost, da? Chiar ieri am fost la Ingo la magazin. E un lucru deja. Da? Da, altcineva. Dar n-ai ridicat problema a apei. Cântând de... Iasă la final. Nu, și acum, în timpul ședinței. Domnule, lege prevede că și în timpul ședinței pot interveni, domnule. A proiectului pe ordine de zi. Am ceva de tot. Nu. Știu că e greu. Nu e greu. Dar, într-adevăr, este... E problema apă. Ați văzut și la Răzeni, la Răzeni și la Ludaș, cât îi zăreau stat și nu găseau apă. Nu, după câte am citit, sunt mai multe straturi. Așa m-am luat și eu pe sus. Era în jos, mai sus decât aia de sus. Nu știu, 80 de metri. Da, alții, domnul Gând. Da, încercăm una pe schit, una pe frumoasă și la anul dacă... Da, încă una. Referitor la... Da, domnul Gând. La lucrările care s-au prins în bugetul de anul ăsta, în mare parte sunt mulțumit, pentru că totul s-a ținut scot cont și de unele propuneri ale noastre. Deci, dumneavoastră, domn primar, ați spus că v-ați consultat cu preotul, oamenii din sat. Da. Deci am auzit și din ședință. Directorul de școli. Da. Dar eu cred că v-ați consultat și cu consilierii. Nu m-am consultat cu toți consilierii. M-am consultat cu doamna Vasilica, cu domnul Cornel, când am venit la... Nu ai venit așa, ci s-a discutat în ședință, am luat eu un calcul. Eu cred că am venit la dumneavoastră și destul de clar am spus situația la dispensare. Vreau să spun că anul ăsta cam am depășit recordul la bani încasați, la 10 miliarde, 10, 30, la 11 miliarde, 890.300. 2,5 milioane de euro. Deci am depășit recordul cu banii care avem în bugetul local și normal că ar fi... Și încasări de 2 milioane de euro. N-avem nouăle banii care avem acum pe cheltuieli, cu totul cu accidentul de anul trecut, 11.890.300. Scrie destul de clar aici. Ceea ce rezultă că sunt 2,5 milioane de euro. Deci e normal ca să se facă lucrări. Nu, mai repetăm o dată. Mai repetăm o dată. N-are cum fi 2 milioane de euro în casări. Nu în casări, domnule, în casări din... În casări. La cheltuieli. Eu vă... Da. Cu tot bugetul. În casări de la Balcani, de în casări de la taxă, păi și normal că nu s-a taxă. În jurul la cât? La taxă e 4 miliarde. Cu 5 miliarde. Sunt 9 miliarde și ceva. Deci total bugetul care... prevăzut cu tăcu accidentul, recitesc de aici, sunt 11.890.300, ceea ce rezultă 2,5 milioane de euro. Păi bani, domnul primar. Și normal că trebuie să facă lucrări. Doamna Mariană, haideți să mă depistecau. Doamna Părțescu, 2 milioane de euro. În lei, nu știu de ce vorbim în euro, noi moneda națională este leu, bugetul se face în lei, nu în euro. Deci, da, asta este. Deci credite bugetare pentru partea de cheltuieli este, într-adevăr, suma de 11.890.000. Mii lei. Mii lei, da. Și aveți și casările de pe anul ăsta, aveți 1.237.000 de lei în casări din taxele locale. Nu din taxele locale. Din taxele locale se încasează în jur de 5 miliarde, iar diferența s-a mers, care nu-i taxe locale. Cu totul. Cu totul, dar nu-i taxe locale, nu se înțeleagă. Iar din aia 5 miliarde, da. Și cu totul 12 miliarde și ceva. Ce vreau să vă spun. Deci, la lucrările care le-a specificat dumneavoastră aici, pe care le-ați și prezentat, îți bune, dar eu am o abținere, chiar ar vrea să văd cine dintre consilierii locali a propus monumentele astea, că ar fi mari necesare în comuna noastră, două monumente, unul la Frumoasa
și unul la și unul la exact la Exact ce am zis eu, în discuția cu oamenii. A fost o discuție în trecut. A fost o discuție, dar nu a fost nicio propunere făcută la Frumoasa să fie o statuie. Am zis că în discuția cu oamenii, iar la Frumoasa, în ședința Consiliului Local, domnul Bornic a zis că este necesar și oamenii vor acolo. Eu am luat un calcul. Eu iau un calcul tot și discut. Eu v-am spus absolut tot ce a scris dumneavoastră și ce ați prezentat, îți de acolo. În afară, pe mine mă deranjat când apare domnul Germanu, a apărut rândul trecut, când se fac în față la Casa Praznicală o statuie cu Ștefan cel Mare. Eu n-am fost de acord să facă o statuie pentru că oamenii de pe Valea Ludașului știți cum merg, în cizme prin noroi, nu? Nu merg prin cizme. Păi merg, domnul primar. E balasta. Dumneavoastră, la biserica veche mai este așa și pe... Eu știu, dacă vreți să o faci, dumneavoastră, dați-mi voie să... Dumneavoastră, dacă ați vorbit cu oamenii și oamenii din Ludaș îți de acord sau v-au propus de o statuie, asta e treaba lor. Eu am vorbit cu oameni și nu mi-au spus, chiar erau, le-a spus de statuie și au spus, și statuie trebuie. Dar le-ai zis la oameni că facem în continuare? Le-am spus și de linie, le-am explicat care este așa, ați continui cu drumul? Eu aș avea o propunere. Pentru că la situație de la rezervă ați lăsat numai un milion, un miliard de lei, deci numai un miliard, 100 de mii lei. Mi se pare foarte puțin un miliard. Vedeți dumneavoastră când au luat foc casele astea. Acolo avem bani separat. Deci nu aveți... Sunt bani acolo. Da. Sunt bani separat, da? Da. Mie mi se pare puțin fonduri de rezervă, un miliard sau 100 de mii de lei noi. Eu aș propune, că fiecare, doar un buget, să putem propune. Ca să nu se efectueze statuile astea, acum, la început, banii de la aceste două statui să intre în rezervă, să mărim rezerva la cât se duce, cât costă statuile amândouă? 20.000. Ei, să-i lăsăm doar la rezervă și din caz, din nu avem un caz, rezerva unde folosim, în cazul urgente, domnule, facem și statuile până la urmă. Dar să le lăsăm deoparte, nu le prindem. Este buget, e estimativ, nu e un preț fix la drumuri. Poate eu am pus 4 miliarde, în urma licitației o scrie 3 miliarde. Mai rămân și de acolo. Sau poate 5. Domnul primar, 30 de mii de lei. Domnul primar, 30 de mii. Eu atâta. Deci v-ați spus. Bugetul a sprins bine, lucrările sunt bune. Dar cu statuile astea, cum s-au mai făcut și acum 5 ani, o statuie care a șterbit fața la Balcan, pe lângă statuia eroilor, s-au mai pus un vultur pe acolo, chiar e și urât. Să facem treburile astea. Mie nu mi se pare corect. Statuie este vorba. Statuie de la... Spuneți ce statuie este vorba și unde vreți să o puneți. S-a discutat atunci cu domnul. E un bus cu Ștefan cel Mare din bronz, cu... Nu-i statuie. Și unde vreți să o puneți? În fața... La Ludaș. Și asta e dorința oamenilor. La ordine a spus la Frumoasa. Poate vrea. Când luăm legenda sa. Dacă dumneavoastră ziceți că dorința la oamenii... Am venit cu bugetul să-l aprobați. Dacă nu vreți așa... Dacă dumneavoastră spuneți cu oamenii de la Ludaș, v-a spus să faceți statuie la Ludaș, am vorbit cu oameni care așa. Chiar în la școală era. Cu cine ați vorbit? Cu oameni din Ludaș. Dumitale, stai că... Eu mi-am spus părerea să votăm bugetul fără astea două statui. Iar banii ți-i lăsăm în fondul de rezervă. Asta e propunerea mea care o anexez pe lângă bugetul care l-ați întocmit dumneavoastră. Fără statuile astea două. Că nu le văd rostul. Sunt în 2016. În domnul primar. Domnul primar, în 2016. Vii cu o propunere să pune la vot. Da, în 2016, știi de ce vreau treaba asta? În 2016 am fost bătuți de soartă. Noi, Schitul și Ludașul. Și acum noi venim cu statui. Nu s-a rectificat, domnule. Eu am un gol aici că m-a inundat în 2016. Dar după aia am făcut. N-ați făcut picotul ăla Uniseu absolut nimic. Dacă mâine vine apa mare, pe tot nu inund acolo. Și am spus, faceți un dig acolo de la dealul ăla. Lasă, domnule, că eu știu ce am pățit. Deci eu asta am propus.
votez bugetul fără banii alocați pe astea două statui să nu se facă și iar banii respectivi să-i băgăm deci vorba la de 20 de mici și mari scopi. De cât faci? De 20 de mici, ce faci? Faci două diguri, domn primar, două diguri. Sunt prins la diguri. Eu nu cred că aveți bani pentru toate digurile. Păi dar, nu, eu știu că... Aveți prins pentru căsoasa podul la oameni? Da, dar păi nu ți-am zis aici? Eu, asta e propunerea mea. Îți de acord cu bugetul în afară de astea două statui, că n-am auzit că la Ludasul îi trebuia să statui. Da, atunci dacă mai e cineva la discuții, atunci să punem la vot. Cine este pentru proiectul de buget inițiat de domnul primar? Cine este pentru? Rămâneți ca să vii numărăm. Rămâneți ca să vii numărăm, că ați văzut cum am făcut în trecut. Cine se abține? Două, trei vot. Deci domnul Gânga o să pun. Da. Nu, am, băi, merg după aia să puneți în că nu votez buget. Eu am să mai discut cu oameni. Dacă, păi unul lipsește. Dar Mariana, tu e ridicat și eu v-am spus. Bugetul să mai rămâne. Domnul Gânga, chiar vă rog. Da, cuvântul ăsta e luat. Cine este pentru proiectul inițiat domnul primar? Foarte bine. 12 cu mine, nu? Așa, și abțineri? Două. Abțineri? Trei. Păi, nu ești. Păi, ridicat și la abțineri. Nu, dacă toți merge cu proiectul ăsta, îl votez, am votat și eu proiectul. Am votat pentru. Deci 11 și 13. Păi, am votat pentru el, dacă așa ți-o spus. Bun. Nu să mai am discuții cu oamenii, dar nu neapărat să-l faci. Nu, dar eu nu văd aici. Care se abține, mai întâlnă? Eu nu sunt în locul, da. Eu sunt în statuie. Iar la Rudaș am vorbit. Iar abțineri și unul lic. Păi aici la frumoasă nu mai cu mine nicio zi. Am luat o abținere. Păi 14 să vezi. 14 de unde 15, nu știu. 15 Haideți discuții cu fidelitatea. Cine în fiecare an am acordat anul trecut, 2 milioane, și am zis că am fost să dublăm suma la 4 milioane, 400 de lei. Da, nu mai bun, nu chiar îți mulți, 20 și 2. Și ia de reclam. Sau mai căsători. La amizii, dar o și mori. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toți, în afară de lipsă. Da, cu gândul domnului următorul punct al ordinii. Proiectul de ordine privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului SCE Consul SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16-a 4-a. Acum domnul Costel ne explică. Însă ședința trecută s-a aprobat modificarea taxei la economia circulară după ordonanța 74 din 2018. În anul 2019 era 30 de lei pe tonă, iar de la 1 ianuarie 2020, 80 de lei pe tonă. Acești bani noi îi plătim la ADIS, ADIS-ul către EcoSud și EcoSud-ul către administrația fondului pentru mediu. Și modificarea de la 30 de lei la 80 de lei implică și modificarea tarifelor. Am făcut materialele după ce le-ați primit. De asta am uitat. Ieri mi-a sunat chiar de la ADIS. Dacă nu trimitem astăzi această hotărâre, luni nu o să fie numai așa. S-a implicat președintele Consiliului Județean cu domnul prefect în chestia asta, că EcoSud vrea să închidă porțile și în cazul în care cei care nu
Nu trimit proiectul. Suntem prieși. Nu plătim noi de la oameni, nu vă așteați bani. Da. Nu, sunt banii care... De taxa aia pentru adis. Noi, da. Va crește prețul pe cantitatea pe va care... Va crește prețul pe tonă. Pe tonă. Dar nu taxa oameni. Dar noi n-am avut un contract cu ei. Haideți să discuții cine? Domnul Gânga. Discuții. Și după aceea dau jumătate numai. Noi am observat noi pentru prima dată când apare de la Bacău, de la ăștia, de la Adis, că tai domnule că e la urgență, azi aveți ședința, mă trebuie să dau. Cum are ședința fiecare. Eu știu că, eu știu treaba asta, că apare la urgență, fără să consultăm ce clauză are acolo în contract. Haideți, domnule consilier, că votăm din cauza că dacă nu plătiți, îmi dați voie să vorbim. Avem domnul inginer explicații la proiectul ăsta. Eu avem noi domnul votăm. Inginer, dar eu v-am spus destul de clar. Apare ultima dată. Deci mâine trebuie de ce să nu ne vină documentația, să o citim, să o vedem, să o... Că e de ajuns într-o documentație... Da, se întâmplă. Văd că mereu. Și văd că ăștia cu salubritatea lor cam face afaceri pe banii oamenilor. Dumneavoastră spuneți, domn primar, că nu se mărește din contribuția oamenilor. Se mărește, dar nu din contribuția oamenilor. Se mărește din taxele locale și tot se mărește, da? Din taxa care din din bugetul local. Iar eu când am cerut la ședința trecută, hai domne, ca să oamenii peste 80 de ani, că dormesc să văd că hai să discutăm, domne, de plata la măcar să suportăm la noi născuți care sunt până 3-4 ani. N-ați fost de acord cu treaba asta. Acum hai că trebuie să nu-i de egal. Nu trebuie fiscal, dacă nu, doamna contabil poate să explice mai... Erau până acum la toate. Cine nu? Adică primarul nu vrea să facă chestia asta? Da, domnul primar, hai că acum vă spun ceva. Dumneavoastră a spus că nu e legal ca să sponsorizăm bătrânii peste 80 de ani și copiii până 3 ani. Dar e legal ca să le plătim, să nu mai plătească pe noi, da? Să scutim, da? Da, știți cum e legal? Exact cum e legal să suportați 50% din taxa la toată comuna, tot așa e de legal și pentru aia peste 80 de ani. Trebuie recuperat tot de la oameni care suportă. Și? Deci pentru asta e legal ca să suporte. Dar pentru... Dumneavoastră a spus acum în felul următor. Dom'le, nu o să suporte oameni, plătim noi din bugetul local. E legal că plătiți? E legal, eu vă întreb. Eu zic, e legal. Dar de ce să nu fie legal și să plătiți la oameni peste 80 de ani? Nu-i tot legal? La fel, nu o să diferențiați. Păi nu se da. Și eu, dar dacă noi propuneam bătrânii peste 80 de ani să nu mai plătească și așa zvai și acum de capul lor. Ori propuneți să nu mai plătească nimeni, ori să plătească. Noi propunem, noi facilităm băieți, noi născuți să-i facilităm pentru că deja îți tripi ani. Gunoiul, se plătește la tonă, nu pe persoană, unii îl duce mai la tonă. Da. Dacă, să spunem că e legal, nu știu, venim cu un proiect de hotărâri, persoane peste 80 de ani să nu mai plătească. Trebuie să plătească, el las pentru ei, că gunoiul tot îl ducem acolo. Noi ducem patru mașini, pe săptămână, patru mașini de ori 20-80 de tone pe săptămână, ori patru săptămâni, noi ăsta îl ducem. Deci dacă nu plătesc bătrânii sau nu plătesc ceilalți, plătim noi. Deci banii ăștia trebuie plătiți. Domnul primar, eu cred că majoritatea avem câte un bătrân acasă sau ne dorim să avem un bătrân peste 80 de ani. Și eu am mamă. Nu-i vorba, e vorba situația în felul următor. Hai domnule să avem grijă și de ăștia. Care sunt puteri, sunt puteri. Dar majoritatea... Și zis că nu-i de acord cu chestia asta, dar noi îl plătim la... Păi dar îl plătim, deci normal. Deci că nu plătesc. Dar nu că e ilegal. Dacă ai un bătrân acasă și prin hotărârea Consiliului Local nu mai plătești bătrânul ăla, îl plătești tu pentru bătrân gunoiul. Plătești tu. Din bugetul local. Din taxele tale. Din taxele mele, exact cum ați spus și acum. Eu am mama de 75 de ani, nu plătește mama că vine prin așa, dar plătesc și nu v-ați bucura? Ba, nu că mă, dar să fie peste 80 de ani. Deci gunoiul se plătește, deci la tonă, nu pe persoană. Când noi luăm pe persoană la noi, când n-am găsit altă modalitate și așa e hotărârea. Așa este de da, nu-i numai la noi. Acum nu trebuie. Eu știu că cade bine în fața camerei și acolo că vreau să țin cu bătrânii, vreau să țin cu tare. Și eu vreau. Și eu vreau, dar să nu ne dăm acum, că după aia vorba lui doamna Vasilica, după 3 iunie sau după iunie, nu o să vă mai doare chiar așa. Hai, dacă mai sunt discuții de la cineva. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru?
11. 12. Cine se abține? Eu am să mă abțin. Două abține. Și unul. Pentru că nu cunosc. Dăm cuvântul domnului primar. Asta cine am zis? La diverse. La diversie eu aș vrea să... Doamna... Am zis în ședința de data trecută, acolo la Consiliul Județean, dacă faceți la podul de la Frumoasa, la cartier acolo, deci de la, de pe trotuar, te duci direct sub pod, la ambele capete. Deci nu știu ce se poate face acolo. Deci anunțat-o la Consiliul Județean sau ce, la, la lor, drumurile. Deci te duci la sub pod. La parte, nu? Acolo, da, da. Dar la toate capetele, deci, dar e chiar culmea. Adică, dacă ești la cartier, treci în mașină și partea cealaltă, te-ai dus. Da, și te duci sub pod. De pe drum te duci direct sub pod. Este apă? Nu este apă, dar... Din fața baie. Da, dar te poți duci cu... Adică poți să-ți rui... Garantat gât acolo. Deci nu e. Te duci și... E zău. Da, știți, mulțumesc. Da, dar trebuie de făcut... Trebuie că trebuie turnat beton. Cumva, chiar nu-i rău de el. Da, sau o placă, da, da. E destul de riscant acolo. Trebuie copiii de la școală, noaptea, adică... Vreți, mulțumesc. Da, domnul Antonia. Eu aș vrea să precizez, fiind vorba chiar și din buget că a fost, am învis atunci, dar am fi. De exemplu, asemenele culturale, munțele sunt mai rare acum, în fine, dar totuși să fie dotate cu vesela căminului și cu, în mod special, lăs frigorifici frigiderii pentru... Păi un șpriț, o apă minerală, un suc, să fie când rece. Când ai fost întrebat la unul? Am văzut ăsta. La vici, la vici. Am înțeles că acum... Avem veselă, avem plăți frigorifici, atât lipsăște grup sanitar. Am spus că sunt curar, nu înțeleg acum. Și... La schitie este cu grup sanitar. La schitie. La schitie. Rețea nu la schite, la de lângă mult. Așa la cămin. La Frumoasa am văzut, dar mai nu știu. Avem lăs frigorifici, avem și la Vatican. Și poate votate, nu neapărat la Frumoasa. Vitrei de frigorifici. La două cămini care sunt mai mari. Dublu și la alte două mici. Avem. Ați terminat, domnul Antonio? Domnul Gânga. Da, eu... Ați văzut că și săptămâna trecută a dat necazul pe niște oameni de la spit. N-ar vrea să mă întâmpli în comuna noastră, dar din păcate mai apar. Ar vrea într-o zi să dați tractorul și cu o mână de lucru, să facă curățenie acolo unui oas casa de tot la Dobreanu. Băietul plecat și bolnav băietul, iar ei sunt bătrâni. Și într-o zi cu tractorul, chiar vă rog, treceți acolo. Nu trec, am vorbit ieri, da? Am fost la mine, am discutat, am zis că trimit alaltieri. Și am zis că trimit ieri, tractorul, da. Zic că nu lasă pe săptămâna, da. Femeie mai în vârstă. Lasă pe săptămâna care vine, că pleacă ea, nu știu unde, și luni, da, sau marți mă anunță și le trimit. Păi trebuie, da, să vină la și ia acasă, ca să fie, da, și ia acasă. Am discutat. În altă situație ar fi, mai țineți cont de 20.000 de lei, care 200 de milioane care ați propus pentru ceilalți care au luat focasele înainte, da, de piștevăți? Promis și nici n-am promis. Păi da, ați văzut. Din banii eu materiale de construcție. De construcție, da? Deci se ține cont ce le inclusiv la ăștia care au ars acolo. Când îi dați, vă dați pe Facebook. Ca să știu și eu. Nu, la astea nu mă dau. Că eu am trecut. Altfel eu nu vă văd. Și... Are ce zice. Șterge de. Are. Și o altceva ce vreau să spun. Hai să continuăm cu situația, cu exact ce ați promis acolo, să o băgăm de urgență. Eu aș trece exact cu urgența 011, cu dispensarele, pentru că până la urmă o să vină și un doctor din familie, sau poate rămâne chiar domnul Bârzan. Dar pentru asta trebuie să fie în condițiile cum trebuie la două dispensare. Și trecut de atunci la dispensar, la Rățeni se lucrează? La dispensar, da, dar la Frumoasa trebuie. La Frumoasa o să vină tot aia, tot trebuie grupul sanitar, da, la și distanța. Am vorbit cu dumneavoastră și a spus că mergeți până acolo să schimbați cabinetul dincolo, că se poate. N-am zis că mă duc acolo, am zis că dacă tot bag ăsta încălzării centrale, și nu stai să mă apuc acum de spart pereți pe acolo să multe. Dar e vorba de o gaură de trecut două, trei fire pentru calculator. Nu e așa, ci gaură, îți sobile făcute.
Deci, trei ori să face treaba asta. N-a spus destul de clar, domn primar. Eu mai, dacă eram în loc, tot făceam eu la raport și mai... Dar nu-i proprietatea mea. E proprietatea primării. Da, eu știu ce am discutat, am văzut la fața locului și... Februarie, martie, m-a pupit treabă. Pentru două, dar și mai sunt două săptămâni. Pentru că e, domnul doctor a venit aici, dar exact cum a spus și domnul director Stoica. Noi nu suntem o comună. Într-adevăr, merit de familie, nu prea sunt. Acum, în martie, se eliberează o altă promoție, că au stagiatura făcută, dar o comună cu spațiu corespunzător devine atractiv pentru medic care vrea să câștige un ban. Asta vreau să spun eu. Și până la urmă, Dumnezeu și mai că ne ajung. Nu asta lucrez acum? Ei, o să vedem. Hai, dacă mai... Nu, deocamdată atâta. Mai sunt și alții de vorbit. Eu vreau să vedem de un domnul primar. Cu canalizarea din fața de tratatului aici, acolo sunt fundat. Vin foile de primăvară. Acolo eu peric, apa aia să strânge, o să miroase. În timp, acolo. Asta am vorbit. Șanțul din fața bisericii... Dar e lovitul n-a părăsit. Dar am zis prioritate, capela de la Biserica Catolică și șanțul din fața bisericii. Cu becurile prinsat. Sunt multe proiectoare. M-am prins la asta. Da, iluminat am dat. Iluminat public. Era prins în bugetat. Continuăm cu proiectul iluminat public. Deci toate lămpile, care mai sunt 250 sau 280 lămpi, le schimbăm și pe ele în primăvara asta. Și toate becuri, deci unii lampe vechi, le schimbăm pe toate noi. Și dacă o mai fi pe intersecție undeva... La Ce facem cu... Punem becurile, deci, dedicații, dar puneți-le să bată pe stradă, nu cu dedicații. Păi nu, a zis și în ședința trecută. Știți vreo lampă care era și a pus-o montat altfel? Da, dar la poeță. Era lampă înainte? Era lampă înainte? Acum băteați prin drum. Și acum e băgat în... Dar era aia veche. Acolo sunt 4 lămpi, acolo 5 de J. Nici drumul județean... La care poiță? La piața sau la valică? La valică. Da. Sunt 4 lămpi. La valică. Am și o ședință de J. Nu de J unui cu 4 lămpi acolo. Da. Atât mi-a luat la acolo. Eu nu-s contra că ați spus. Dar fudeți una nouă, una veche. Nu sunt contra. Nu, de punctul atât. Deci acum s-a schimbat, deci unde a fost lampă veche, s-a pus nouă. Deci acolo a fost lampă. Toate patru au fost. Toate patru acolo nu s-a pus în plus. Se bate în ogradă. Nu știu dacă bate în ogradă. Cum a fost exact ce a fost? Exact în ogradă bate. Nu știu, chiar n-am fost să văd. Deci cum a fost... Eu sunt contra, cum puteți să-l spuneți. Da. Deci număr stâmpii, număr tot, nu putem, e un proiect, nu pot să umbli la el. Patru lămpi. Singura lampă care am plătit-o eu, care s-a dus domnul Gânga și-a pus-o la... Păi, poate acum cuvântul ăsta m-am întors. Păi dacă n-ați vrut să luați banii de la mine, atunci o plătesc eu. Eu când m-am dus, am vrut să o dau jos, dar de rușine cum să dai? Dar ăla e un proiect, nu poți să umbli la proiect. De la cine ați vrut să dau jos? Unii le-s patru, dar unii unul vechi, unul nou. Nu, după ce eu pus eu dar nu acolo. Toate strada care s-a locuit. Acolo nu a fost patru. Dar sunt care au câte două lămpi. Nu, eu știu, tu n-ați înțeles. Unde era lampă veche, aia s-a schimbat. Așa a fost proiectul. N-am pus o lampă plus nicăieri. Singura lampă e la șoric. Și-am lăsat-o. M-am dus, am vorbit cu patronul. Sunt care au două lămpi într-un stâlp. Una bate în drum, una bate în curte. Pe aia nu i-ați văzut? Așa era. Tu tot nu înțelegi? Așa au fost. La proiect nu s-au lucrat. Deci lămpi s-au schimbat. Dacă o bătut în curte, așa au fost. Îi bun așa cum e acum. Numai ce a spus domnul consilier, dacă le-au pus să bată la lămpile... Nu, și chiar de seară mă duc să văd unii bate. Lămpile nu sunt private, sunt publice. Trebuie să vadă pe drumul public. Corect, dar asta e... Contează stăciunii. Nu scot la fel fost. Mai e cineva? Dacă nu dau cuvântul lui domnul... Să știi frumos. Da, dar să vă referiți la ordinea de zi. La ordinea de zi și la problemele și... Da? 3 minute. 3 minute, bun. Nu vreau și eu întrerup în primul rând. Da. Doamna secretară, respectați legea cu proiectele care sunt trecute pe ordinea de zi.
Sunt, ați văzut că au fost date 25 de ordonanțe și au fost atacate din cauza că nu s-au respectat anumite reguli. Și dumneavoastră, la fel, respectați. Proiectul ăsta care l-ați trecut pe ordinea de zi cu bugetul este ilegal. L-ați depus fără dezbatere publică. Îmi spune și mie când a avut loc dezbatere publică la ăsta. Scriți acolo ca să vadă prefectul cu ce vă ocupați dumneavoastră, că nu respectați legea aici. Și nu respectați drepturile cetățenilor de a se implica în luarea hotărârilor pe care le ia primăria Balcani. În proiectele de hotărâri. Una ar fi la mână. Articolul 135 spune așa că nu puteți să treciți în ordinea de zi care nu aliniatul 3. Nu puteți să treciți hotărârile care nu au fost dezbătute public. Una ar fi la mână. Îmi spuneți și mie, îmi dați un proces verbal. De la ședința de data de săptămâna, de luna trecută, cu cele ce am spus eu. Ați făcut adresele către unde am spus eu, ați specificat că, cum se spune, examenul a fost mușamalizat, trucat și a fost examinarea în ziua când a fost anunțată în primul anunț și s-a amânat și s-a dat a doua oară. Ca să se poată lua, da? Așa, dacă ați făcut și la ani că poliția locală ocupă un post, se spune furt de lege, deci nu are numărul personal necesar, să faceți asta și să mi-l dați, doamna, scriți acolo și să audă, vadă pe prefectul. Și dumneavoastră îmi dați răspunsul scris ca să pot să vă dau în judecată, că nu respectați legea. Cetățenii nu poate să... Așa, au participat la o ședință, a spus domnul Vornicu aici, dacă nu a cerut, ce a cerut? Orice teren care se înstrăinează să se facă cu aprobarea comunității. Că nu ia primării, nu ia primarul. Și am făcut cererea aia, doamna, din vară. Bine că aici e domnul Ilescu. Domnul Ilescu, ai spus să fac reclamații. Ați făcut somații, scrieți acolo, doamna. Dacă a făcut somații pentru să strici gardul ăla care l-au făcut pe islaz. Asta cu ce? Nu! Să facă somații. Dom'le, dumneata faci somații. Și nu spui mie că eu am făcut ilegal. Dacă am făcut ilegal ceva, amendează-mă. Sau demonstrează. Tu ai citit lege 50? Domnul, fă cereri scris la primărie și îți trimitim răspuns. Dar am făcut, domnule, dar nu mi-ați dat. Ai primit răspuns? Nu am primit. O să primești. Dar eu jumătate de an, doamna, ce spui legea? De an să nu primești răspunsul. Domnule, lasă-mă în pace. Și cum zicea, ce spune legea 50, doamne? În 30 de zile o să primesc răspuns. Asta e o jumătate de ani când nu primesc răspuns. Doamna, nu mai treceți pe ordinea de zi care nu îndeplinesc, cum se spune, proiecte de hotărâri care nu îndeplinesc condițiile, doamna. Ați văzut, v-am spus, legea spune treaba asta. Scriți acolo să vadă prima prefectul, doamna, ce vă cer. Una ar fi la mână, da? Și domnule, dați, spuneți, domnule consilier, spuneți ce ați rezolvat cu cimitirul la Ludaș. Eu am spus, domnule, după ce avem, domnule, să știți o chestie, după ce avem, cum să spun eu, nici nu avem, cel mai puțin islas din comună, cum să-l dai, domnule, noi ați spus că ăsta e abuz de funcții. Domnul primar, știi treaba asta? Cu tine vorbiți? Cu tine, da. Da, am înțeles. Cu dumneavoastră, da, am înțeles, pentru că discuții vor devenea de la ordinea de zi, de când ședința închisă. Da, ședința închisă. Domnule, lăsați omul să vorbească.